Fiecare meci este o ștafetă. Acesta este stegulețul vostru, păstrează-l tu, o să-l mutați de la unul la celălalt, iar acesta este stegulețul războinicilor. Iată despre ce este vorba. Se joacă, prieteni, până la 7 și vom face echipe. Vom face echipe de câte 2, se merge pe traseu, se ridică stegulețul și pleacă celălalt. În prima rundă vom avea 4 echipe. Echipele sunt formate 2 băieți, 2 băieți de la voi, 2 băieți, 2 băieți, 2 fete, 2 fete, 2 fete, 2 fete. Vă reamintesc, jucăm până la 7. Echipa care câștigă va avea parte de o mare, mare surpriză. Pentru prima dată veți ieși de la vilă sau de la baracă. Mihaela, ți-am înmânat stegulețul. Confruntarea perechilor, un joc foarte frumos. Iată traseul pe care se va desfășura confruntarea perechilor. Vom vedea multe ștafete, multe jocuri interesante până la 7. Așadar, traseul începe cu o zonă de echilibristică. Există 2 porți acolo, un cilindru oblic și un cilindru așezat orizontal care trebuie aruncate. Trecere pe sub plasă, la ieșire sunt inelele care trebuie așezate pe 3 suporți. O manetă care acționează urcarea către bazin. E un dublu topogan, să-i spunem. Se iese din bazin, se trece printr-un mic tunel de sârmă, apoi se intră într-o porțiune mai dificilă a traseului, un tunel cu apă. În final sunt mai multe mingi așezate pe 3 niveluri care trebuie doborâte cu bețe. Vă reamintesc, se joacă până la 7. Vom avea 4 echipe în fiecare echipă. 2 băieți, 2 băieți, 2 fete, 2 fete. Un minut, nu 2, pentru strategii. Și ajungi tu prima, pentru că ești foarte rapidă. După care vin eu, că dacă ai tu da, steagul, eu vin repede. Da. Exact. Da. 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 La aruncăm dacă cum ori eu, ori tu, unul dintre noi aruncă. Pe cine mă bag cu tine? Păi după aia, da. Da. Da, da, tu te duci primul. Mergem pe a doua tură? Schimbăm? Da. A venit momentul alegerilor în confruntarea perechilor. O să începem cu băieții, o să vă rog să coborâți în față, să vedem cele 2 echipe la faimoși și cele 2 echipe la războinici. Dar veniți mai încoace către mine, da? Ca să fie foarte simplu. Ok, deci avem următoarele 2 echipe. Gabriel cu Alex, da? E prima echipă, corect. Ovidiu cu Mihai, cea de-a doua. Costin, Mario și Ciprian nu scapă de Ion. Cei care aleg sunt războinici. Costin și Mario. Ok, deci primul meci este Gabriel și Alex versus Costin și Mario. Automat la masculin, cel de-al doilea meci, format din Ciprian, Ion, care se întâlnește cu perechea formată din Mihai și Ovidiu. Acestea sunt cele 2 meciuri la masculin. O să rog acum și pe frumoasele noastre concurente de la Exatlon să vedem care sunt echipele. Bun, ați coborât și voi. Rămâne în afară Ana, da? Corect? Ana nu joacă. Bun, de ce echipă Nico Mihaela? Cea de-a doua echipă, Ana Maria cu Irina. De cealaltă parte, Andreea Cătălina și Andreea cu Ami. E rândul vostru acum să alegeți. Mihaela, Nicoleta. Bun, primul meci, perechea Cătălina, Andreea împotriva perechii Nicoleta, Mihaela și ultimul meci la feminin din prima rundă, Andreea, Ami versus perechea Ana Maria, Irina. Acestea, prieteni, sunt alegerile. Confruntarea perechilor începe. Vom avea un spectacol pe cinste aici la Exatlon România. Baftă! Începe, prieteni, confruntarea perechilor. Avem ștafetele gata de start. În acest moment concurează Mario Fresh și Costin Gheorghe la faimoși.
de cealaltă parte Alex Stoica și Gabriel Nedelcu. Succes, băieți! 3, 2, 1. Primii care pleacă deschid traseul, porțile, Alex și Mario. Și hai să-i vedem sub plasă cum se descurcă. În primul schimb, Mario Fresh și Alex Stoica așează cele trei inele. Mai rapid puțin, Alex trage de manetă, coboară, ajunge și Mario acolo. Să vedem, alunecat puțin Alex. Foarte bine pentru Bogdan Mic avans pentru Mario Fresh. Să vedem, aterizarea în bazin, îndoată foarte bine Mario. Încearcă să recupereze pe acea porțiune. Foarte bine Mario, să vedem. Da, n-a sărit în cap, să vedem dacă sare, nu. Hai, Alex, au nevoie de ceva timp ca să se obișnuiască cu acea porțiune și primul care ajunge este Mario Fresh. Ridică stegulețul, pleacă deja Costin. Moment în care ajunge și Alex, pleacă și Gabriel Nedelcu. Sunt spectaculoase aceste curse de ștafetă. Sunt deschise toate porțiunile traseului. Încearcă să recupereze Gabriel Nedelcu. Vine foarte tare. Lungează de două ori și să vedem. Cade în ultimul bazin Costin. Îl vedem și pe Gabriel Nedelcu. Splendidă cursă, prieteni. Început extraordinar. Să vedem, se ridică și Gabriel Nedelcu. Sunt șase mingi care trebuie doborâte. Începe Costin cu o aruncare sigură sus. Să vedem, de jos aruncă Gabi Nedelcu, nu reușește. Două mingi doborâte de Costin. Doboară una și Gabriel Nedelcu. Trei mingi. Să vedem, Gabi doboară și el încă o minge. Mai sunt patru mingi albastre, trei mingi roșii. Foarte bine recuperează sticul Gabriel Nedelcu. Să vedem, dă în scândură. Continuă să arunce Costin. Mai are o singură minge. Și să vedem dacă va fi punctul faimoșilor sau nu. Da! 1-0 în favoarea echipei roșii după o primă cursă extrem, extrem de spectaculoasă. Asta! Ce depinde de mâna ta, mâna ta! Te slab! L-am făcut, boiule, n-ai ce spune! Hai, deci prim! Hai, confruntarea perechilor continuă cu primul duel al fetelor. La start se află pentru faimoși Cătălina Șeicaru și Andrei Arsine. Adversare sunt Nicoleta Luncă și Mihaela Popescu. Succes! 3, 2, 1. În primul schimb sunt Cătălina Șeicaru și Nicoleta Luncă. Se dezechilibrează Cătălina și trebuie să o ia de la capăt. Moment în care Nicoleta ajunge la inele. Primul inel este așezat de Nicoleta, cel de-al doilea. Și ajungem la cel de-al treilea. Maneta a uitat de ea, dar până la urmă o trage cu bine Nicoleta. Aruncă sticul, încearcă să recupereze pe acea porțiune Cătălina Șeicaru. Să vedem ce se va întâmpla. Plongează Cătălina Șeicaru. Moment în care termină de ieșit din bazin Nicoleta. Momentul cel mai dificil pentru fete. Să vedem și pe Cătălina Șeicaru. Cred totuși că prima va ieși din bazin războinica. Nu, aproape în același timp. Extraordinar în același timp. Și ridică prima stegulețul Cătălina Șeicaru. Pleacă, se întoarce. Eroare pentru Mihaela Popescu. Andrei Arsine trece pe sub plasă. Încearcă să recupereze Mihaela Popescu. Să vedem, traseul rămâne deschis de fetele din primul schimb. Se lansează pe topogan Andrei Arsine, dar nu împinge în buză. Să vedem pe Mihaela, nici ea nu face, intră destul de adânc și Mihaela a venit foarte bine din urmă. Mihaela, momentul în care se aruncă pentru ultima oară în bazin Andrei Arsine, ajunge și Mihaela Popescu. Cred totuși că prima care va arunca este Andrei Arsine. Să vedem trecerea prin bazin
pentru Mihaela Popescu. Aruncă bețele și începe prima. Andreea Arsine se concentrează. Da, dacă dă atât de tare, va avea mult de alergat după bețe. Trei ratări consecutive pentru Andreea Arsine. Să vedem, începe foarte bine Mihaela Popescu. Două mingi sunt jos pentru Mihaela Popescu. Ratează Andreea Arsine, a treia minge pentru Mihaela. Foarte bine, nicio minge nu reușește Andreea Arsine. Prieteni, să vedem, din nou punctează Mihaela, care a căzut, prieteni, cum vă spuneam la început, foarte aproape de a dobori a șasea minge. Nici o minge la Andreea. E un final care nu-i convine și este punct adus de ștafeta războinicelor și scorul devine egal, este 1-1. Unul la unul scorul în acest moment, prieteni. A doua cursă în confruntarea perechilor la masculin. Cele două ștafete sunt formate din Ciprian Mariș și Ion Surdu la faimoși și Ovidiu Jimborean și Mihai Berar la războinici. Succes! 3, 2, 1. În primul schimb îi vedem pe Ovidiu Jimborean și pe Ciprian Mariș. Foarte bine a ieșit de acolo Ciprian. O eroare a lui Ovidiu Jimborean, care se întoarce. Finalul al treilea este așezat de Ciprian. Giubi se află lângă Ciprian, încearcă să recupereze Ovidiu Jimborean. Plonjează, ce salt face Ciprian Mariș. Să vedem cât va reuși să recupereze Ovidiu Jimborean. Deja este foarte aproape de finalul traseului Ciprian Mariș. Acea greșeală a lui Ovidiu Jimborean. Și pleacă deja Ion Surdu. Așteaptă Mihai Berar să iasă Ovidiu de acolo. Durează ceva. Avans mare, cel mai mare avans de până acum. Să vedem. Pleacă și Mihai Berar până la urmă. Nu e deloc ușor de recuperat. Să vedem cum se vor descurca în final cei doi. Scorul în acest moment este 1-1. Mihaela Popescu alături de Mihai Berar împinge în buza topoganului Mihai Berar. Iese Ion Surdu. A venit foarte bine pe acea porțiune. Se aruncă Mihai Berar și primul care va începe să folosească bețele este Ion Surdu. Vedem prima aruncare ratată, a doua este reușită de Ion Surdu, care modifică felul în care aruncă. Să-l vedem pe Mihai Berar. Doboară și el o minge. Sunt două mingi roșii și una albastră. Nu, trebuie să da puțin mai sus. Schimbă Mihai Berar. E clar că e un final care nici lui Mihai nu-i convine prea tare. Avem așadar două mingi roșii și iată două mingi albastre doborâte. Scorul este egal, 1-1. Pare un final simplu. Încă două mingi doborâte de Ion Surdu. Nu reușește Mihai, mai are o singură minge Ion și este punctul faimoșilor până la urmă. Scorul devine 2-1 în favoarea echipei roșii.